Iris Haser întoarce în țară de la Survivor România. Cu ce probleme se confruntă pe drum? Ce zbor? A venit un tip la mine și îmi făcea. Fosta războinică întâmpină dificultăți în drumul spre România. Iris H. a fost eliminată în ultimul Consiliu de Eliminare, iar acum trebuie să se întoarcă în România din Republica Dominicană. Fosta faimoasă și-a primit telefonul înapoi, iar acum îi ține la curent pe internauți cu tot ceea ce face. Aceasta a ajuns în aeroport în urmă cu câteva ore, pentru a lua primul avion care să o aducă mai aproape de țara ei natală. Ca să ajungă în România, Iris H. trebuie să schimbe 3 aeronave, iar drumul ei nu a început deloc cu dreptul, ci s-a lovit de tot felul de probleme. În prima fază, aceasta a încercat să-și rezerve un scaun lângă ieșirea de urgență pentru a se putea odihni, dar nu a reușit. De asemenea, a întâmpinat și alte dificultăți. Am ajuns la aeroport și mă încearcă o emoție. Sunt melancolică și nu-mi doream să plec așa de repede, dar asta este. Am 3 zboruri. Primul este de 9 ore, e avionul plin. Am încercat să-mi iau loc lângă ieșirile de urgență ca să am loc pentru picioare pentru că sunt foarte înaltă și mie grupe avion. Dar n-am găsit și asta e, a început povestirea Iris H. Iris H. a început un mare scandal pe partea din spate a avionului. Doamne, ce zbor! O grămadă de probleme. Important este că am aterizat. Este mesajul de pe Instagram cu care și-a început povestirea. Fosta faimoasă spune că nu doar că a avut parte de un zbor cu turbulențe, ci un pasager care a băut peste măsură a început să facă scandal în tot avionul. Iar mai apoi, o doamnă cu rău de înălțime a vomitat cam tot drumul. Timp de 9 ore nu s-a putut odihni mai deloc. Iar acum se relaxează pe aeroportul din Madrid la un restaurant select, cu un pahar de vin în față, pentru a se mai relaxa după zborul greu. Nu mai pot. În sfârșit, în aeroport, la o masă decentă, fără oamenii nebuni lângă mine. Așa zbor cu năbădă eu n-am mai avut de cel puțin 5-6 ani. În afară de faptul că am avut turbulență mare, ceea ce deja nu mă sperie că m-am obișnuit, am rugat băiatul de la check-in, din Santo Domingo. De unde am plecat, să-mi dau un loc cu celelalte două libere dacă se poate și a făcut posibilă această treabă. Am decolat, părea că totul o să fie ok.
până în momentul în care a venit un tip la mine și îmi făcea semn că vrea să stea lângă mine la geam și încercam să-i explic și a început să fie insistent și mi-am dat seama că este băiat. A fost groaznic. Nu eram singura pe care o deranjase. A început un mare scandal pe partea din spate a avionului și a trebuit să mute persoanele care erau lângă el, un pasager lângă mine și n-am putut să dorm, evident. Alt moment ar fi că altă pasager a vomit jumătate de drum și v-a dat seama că nu e plăcut. Empatizez cu situația, dar mirosea foarte urât. Ce zbor? A mai dezvăluit Iris H. pe Instagram.